Primul joc pe lista noastră de astăzi este Godlike Burger. În Godlike Burger conduci cel mai nebun restaurant al galaxiei. Uimește, otrăvește și omoară clienții în cele mai viclene moduri și transformă-i în carne de burger. Nu o să face griji, clienții extraterestri vor continua să viră dacă ești deștept în privința asta, pentru că canibalismul este al naibii de gustos. Viral este un first person shooter cu o campanie super rapidă, cu comportament stilizat de un AI dinamic. Amplasat în tărâmul digital, ești firewall-ul însărcinat să împiedice un virus de computer și să infecteze toate programele. Echipat cu o serie de arme și inteligența ta, va trebui să te lupți cu hoardele de programe infectate, să explorezi mediile digitale și să rezolvi puzzle-uri pentru a progresa. E salvatorul de care are nevoie serverul, oare? Mannequin este un scurt joc de groază la persoana întâi în care te plimbi printr-un magazin plin de păpuși suspecte în timp ce intri în pielea unui lucrător al magazinului de îmbrăcăminte. Cu toate acestea, pe măsură ce vă îndreptați spre ieșire, o pâlpâire de lumini precede o întrerupere completă a curentului. Astfel, magazinul rămâne în întuneric și rămâneți prins înăuntru. Water 2050 sau 2050 sau 2050, ziceți cum vreți voi. În Water 2050 sunteți managerul unui oraș prezentat izometric 2D în care trebuie să combateți poluarea apei astăzi, astfel încât să putem avea un viitor mâine. Jucând în rolul primarului, vei conduce ultimul oraș locuibil într-un viitor nu atât de îndepărtat, în care ne-am transformat planeta într-o groapă de gunoi poluată masiv. Cea mai mare parte a apei din Water 2050 este foarte poluată și abia potabilă pentru oameni. Există o mulțime de daune aduse mediului care aproape că au terminat viața pe Pământ, dar asta e nimic pe care o mică călătorie în timp nu o poate rezolva. Idle Space Navy. Lumea ta natală a fost atacată de prea multe ori, așa că îți cumperi o navă micuță și veche și pleci către stele. Pe drum cumperi orice echipament o poți obține, iar scopul tău este de a cuceri și scalma stelele. Guilty Gear Isuka. Apare un nou gear, numele lui Leopaldon. Pe măsură ce ei amenință că vor distruge lumea, tu te pregătești să-ți ridici ofensa. Veștile bune? Nu va trebui să înfrunți singur. Guilty Gear Isuka introduce noua mecanică a jocului de cooperare în nebunia de luptă a seriei Guilty Gear. Cu suport pentru până la 4 jucători locali, fie în echipă, fie ca lupi singuratici, Guilty Gear nu a văzut niciodată o acțiune mai agitată. Moonlighter.
În timpul unei săpături arheologice de lungă durată, a fost descoperite un set de porți. Oamenii și-au dat seama rapid că aceste pasaje străvechi duc la tărâmuri și dimensiuni diferite, oferând aventurierilor curajoți și nesăbuiți comori peste măsură. Rainoca, un sat mic comercial, a fost fondat în apropierea șantierului, oferând refugiu și un loc pentru aventurieri pentru a-și vinde bogățiile câștigate cu greu. Moonlighter este un RPG de acțiune cu elemente roguelite, care urmează rutinele de zi cu zi ale lui Will, un comerciant aventuros care visează să devină erou.